Salutare, robinii și robinete, și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să reacționăm la cei mai rapizi editori din lume, oameni buni. Nu sunt foarte cunoscuți ei, pentru că nu au cine știe ce rezultate la turnee mari, dar, oameni buni, sunt niște editori foarte rapizi, așa că, oameni buni, dacă mai vreți episoade din seria noastră preferată de reacturi, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe. Bineînțeles, băieți, să dați un follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera Discord pe care aveți absolut întotdeauna în descriere, băieți. Și bineînțeles, dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să mă extra susțineți, puteți pune codulețul meu pe item shop, doar dacă vă place ceea ce fac, repet, pentru că nu sunteți obligați să faceți chestia asta, oameni buni. Și în descriere aveți un link către PC Garage cu niște prețuri foarte mici și o asamblare gratuită alături de un coduleț de reducere, băieți, care se aplică pe absolut orice comandă, așa că vă las direct cu clipul. Vizionare plăcută. Bun, băieți, hai să începem cu primul beat. Este Rider 464. Băieți, hai să ne și abonăm și să lăsăm aici un like, pentru că merită, băieți, pentru că de el am mai auzit. Deci de băiatul ăsta am mai auzit și știu deja ce face. Holy shit, mie deja mi-a luat foc creierul. Holy shit, și are skin-ul de Iisus, băieți. Cei care ați fost pe live-ul cu Bravo Skin știți că Iisus s-a câștigat, băieți, doamne, doamne. Holy shit, băieți. Păi, asta pot să fac și eu. Bine, nu atât de repede, dar pot să fac și eu asta. Asta facem azi în creativ. Ia să vedem pe fratele nostru Raider ce face, băieți. Holy shit. De fapt, ăla n-a fost, cine știe ce. Ia să-l vedem, hop. Bă, dar uite-mă că trage și bine băiatul ăsta. Like, nu e ca gen... Bine, mă rog, nu ca restul editorilor. Sunt unii băieți care dau edit foarte bine, băieți, dar nu prea știu să tragă, pentru că gen joacă doar creativ, fac chestiile astea și se antrenează să editeze rapid și nu se prea pricep la tras. Uite că băiatul ăsta joacă și bine, băieți. Ia uite-l, poc. Ăla a fost, gata, ăla a fost dinamic. Efectiv l-a terminat pe viață, băieți. Nu este sunet pentru că clipul lui are muzică și o să fie și la mine muzică pe fundal și nu cred că o să iasă foarte bine dacă o să fie două muzici pe fundal, băieți. Sau aș putea să nu mai pun eu și să las pe lor, dar o lăsăm așa pentru că oricum nu se aude sunetul, băieți. Holy shit, băi, voi vedeți ce se întâmplă aici, băieți? Mamă, holy shit, băieți. Mamă, doamne, eu n-aș putea să fac așa ceva. Băiți, voi puteți să faceți chestii de genul? E foarte greu, băiți, aveți nevoie de antrenament super mare. Mamă, băi, când îl văd, el face să arate totul atât de ușor, dar de fapt e atât de greu. Hai, bum, ăla a fost, gata, ăla a fost, era micu, pac, îi dă și lui ăsta și îi dă iarăși și încă unul. Oh, i-a dat pickaxe. Hei, cum adică? Ah, nu i-a dat pickaxe. Dai, dă-mă, băi, mi-am luat tot țeapa atât de mare, băieți, cu skin-ul ăsta de default, cu multe style-uri de la VL mai devreme, înainte de banană, pentru că eu n-am citit acolo, băieți, și am default mâini și nu am nici tatuaje pe skin. Dar e ok, că am găsit un stil foarte mișto pe care vreau să-l fac și nu o să am nevoie de tatuaje sau de un alt păr. Mă, uite, cu Rapscallion, oh, god, ok, chestia aia arată foarte bine. Uitați skin-ul ăsta, de asta zic. Pac, i-a dat bucată de 100 și, hai, frate, dă-i acolo, rupe-i. Mamă. Doamne, băi, când o să joc și eu așa? Pac. Băi, efectiv își bate joc de ei, mă, pop. Ala a fost. Doamne, băieți. Doamne, băieți, nu vine să cred. E insane. Băi, deci, din când în când mai am și eu momente, băi, în care dau un edit bine, dar și rapid și tot și arată bine de tot. Dar rar, frate, rar, nu ca ăsta. Asta dă în fiecare meci așa, aparent, hop. Și ala a fost dinamicul. Doamne. Nu știu, eu sunt concentrat foarte mult pe edituri când le dau, rusă să mă uit foarte mult și după inamic, gen când dau edituri din astea random, să iau high ground sau ceva. Dar asta e foarte atent la absolut tot. Doamne, maica domnului. Poc, poc, ăla a fost. Băieți, era acolo un ginger garner? Nu, nu era. Nu era. Uite-l, poc. Bam. Ăla a fost, frate. Ăla a fost. Băi, tu mă obligă de bine joacă, nu vine să cred. Băi, toate respectele lui, toate respectele lui, frate, că asta se recunoaște, băi, sunt ore multe de muncă în spatele acestor lucruri. Pac. Ăla a fost Cristelul. Bun, băieți, hai să mergem la următorul, care am înțeles că în momentul actual este cel mai bun, iarăși el nu este foarte cunoscut. Hai să ne abonăm la el. Este DevorLolG, cred că se cheamă canalul lui sau, mă rog, numele. Ia să vedem, mă, fratele ăsta ce face. Holy shit. Stai așa că... What the fuck? Vreau că de aici reclamă. Holy shit, băieți, vedeți? Nu pot să fac asta nici măcar gen când
merg fără speed. Mamă, du-te de aici, nu cred. Ia să vedem timerul, băieți, în Fortnite. Uitați-vă în dreapta la tipul din Fortnite, că efectiv clipul nu are speed, băieți. Doamne, maica domnului. Băi, peretele ăla e efectiv albastru. Ok, da, gata, băieți. Oficial, cel mai bun editor din Fortnite, băieți. Cel mai bun editor din Fortnite. Pac, 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 pac. Mamă, mamă. Holy, ce cât de bine și cât de ușor face băiatul ăsta să pară tot. Dar de unde, mamă, nu vreau să cred. Băi, vedeți că pereții lui sunt albaștri. Holy shit, poc. Aia a fost. Doamne. Bum. Băi, ok, bine, și ăsta joacă bine. Pac. Doamne, maica domnului. Băi, efectiv le dă bully. Își bate joc de dinamicii lui. Ăsta când se plictisește, băi, ți-am găsit ceva. Ăsta stă și editează pereți. Nu mai înțeleg nimic. Ia uite-l, mă. Holy God. Hai că nu și-a luat 10.000 de meci dacă e. Ma. 23 triple edits. Gen constant așa. Pac, 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 pac. Astea. De aici. Mamă, de bun. Holy shit. Bine, astea sincer nu sunt atât de greu de învățat și de făcut. Gen și eu pot. Da, bine, nu fac 23, fac, nu știu, acolo 7, 8. Mamă, micuață, ești curata, măi. E insane. Nu îmi vine să cred. Uite, doamne, maica domnului, că ăsta are perete albastru. Iată-l cu conul. Mamă, pe mine mă dor ochii. Bun, băi, ce, ca să nu facem nicio aberație de faptul că am reacționat doar la player de PC, hai să vedem the fastest editor on console, băieți, cel mai rapid editor de pe console. Îi dăm aici un like, ne abonăm la canalul lui. Doamne, îl cheamă It's Jays. Hai să vedem ce face fratele nostru Jays. Dăm aici full screen. Ia să-l vedem, băieți. Controller, țineți minte, console de fapt, nu controller. Adică, mă rog, console cu controller. Holy shit. Nu înțeleg, băi, deci efectiv respect tuturor playerilor, și am mai zis chestia asta și o zic, care joacă de pe controller, mouse, tastatură, mă rog, controller, în general, pentru că eu nu pot. Băi, respect enorm, pentru că eu nu pot să fac așa ceva, efectiv, mi se pare imposibil. Cum să mă joc Fortnite, băi, de pe chestia asta, cum? Nu pot, e gen mic, e, n-am ce să fac, de pe ăsta trag, de pe ăsta mă mici, de pe ăsta pun rampă, perete, scară, nu înțeleg nimic din controllerul ăsta. Mamă, cum joacă băiatul ăsta, nu vine să cred. Băi, dar voi ați observat că gen băieții pe care i-am ales, gen i-am ales random pentru top, nu sunt doar bun la edit, ci și în joc, în sine, gen trag, ok, și chestii. Uitați-l și băiatul ăsta. Mamă, nu vine să cred, pac, ăla a fost. Mi-a dat 1600 de puncte la arena. Asta a fost sezonul trecut. Puc, ăla a fost. Doamne, maica domnului. Doamne, maica domnului, uitați-l pe băiatul ăsta, băieți. Holy shit. Se duce, băieți. Mamă. Și eu pot să fac asta. Mă rog. Eu, în general, în creativ, când stau și buildez așa random, mă încurc și dau înainte-uri și fac înainte-uri și tunneling. Dar uite cât de bine arată chestia asta de face el. Păi, băiatul ăsta nu vine să cred. Uite-l, bă. Ăla a fost 79. Bă, de ce mi s-a activat trapa? Cum adică? N-a mers trapa acolo. Ia uite, mă, ce editează băiatul meu. Consolă. Doamne, nu înțeleg cum joacă lumea de pe controller. Că-l iau acu și-mi dau cu el în cap, băieți. Au. Nu înțeleg, jur. Nu înțeleg cum joacă lumea de pe controller. Ah, se tare am dat. Doamne, uite-l, pac. Și ăla a fost. Ia, poc. Nu înțeleg. Jur că nu înțeleg, frate. Bine, editurile băiatului ăsta sunt mai încete față de ce am văzut mai devreme. Vă dați seama. Țineți bine că e de pe consolă tot ce face băiatul ăsta. Și uitați ce zice. Comment nice video if you made it to the end. Băiți, scrieți acolo în secțiunea de comentarii frumos video dacă ați reușit să ajungeți până aici. Wow, deci tot ce am văzut azi a fost insane. Nu știu, eu
dacă aș face așa ceva, cred că mi-ar bubui creierul. Dar e ok, trecem peste băieți, pentru că o să ajungem și noi odată și odată să facem așa ceva. Oameni, dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe. Credeți-mă, like-urile și tot ce faceți voi sunt imens apreciate, pentru că ne ajută canalul să creștem ușor, ușor. Poate facem și noi 100.000 anul ăsta. Și bineînțeles, băieți, nu uitați să dați un follow pe Instagram la unul Robinet 1 și să intrați pe camera din Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere. Băieți, în descriere mai aveți de asemenea un link către PC Garage cu niște prețuri foarte mici și un codulez de reducere pentru PC Garage care se poate aplica pe absolut orice comandă. Și bineînțeles, băieți, mai aveți și codulețul meu de suport creator dacă vreți să mă ajutați mai mult decât deja o faceți prin susținerea pe care o acordați canalului. Eu am fost Robinet și încă sunt Robinet și v-am lăsat. Ciao!